Bună ziua și bun găsit la Regiunea în Obiectiv. Vorbim astăzi despre cultură și tradiții în Transilvania. Vom ajunge și în Maramureș, dar mai întâi mergem la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj. Acesta desfășoară un amplu proiect de cercetare a patrimoniului cultural din zona montană a județului. Vorbim cu doamna manager Adriana Irimieș și cu șeful biroului cercetare, domnul Mircea Câmpeanu. Bună ziua! Doamnă, ce vă propuneți cu acest proiect? Bună ziua, bine v-am găsit, vă mulțumesc frumos pentru invitația virtuală și pentru încrederea acordată proiectelor culturale din județul Cluj. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale din județul Cluj desfășoară pe parcursul acestui an, 2020, un proiect de cercetare a patrimoniului cultural tradițional din zona de munte a județului Cluj. Să mergem și la domnul Mircea Câmpeanu, care înțeleg că este chiar pe teren, și să ne spună ce urmărește cu acest proiect. Bună ziua! Vreau să vă spun că, într-adevăr, suntem pe teren în organizarea următorilor etape de desfășurare a proiectului. Proiectul este, într-adevăr, o tabără de cercetare multidisciplinară, deci vom avea în vedere mai multe discipline și mă refer aici atât la etnologie cât și la sport popular, credințe, tradiții, datini, muzică, jocuri populare, dacă vreți, spiritualitate, cu toate la un loc, tot ce am putea găsi în localitățile montane ale județului, localități care în prima etapă sunt Dealul Negru, Călățele, Văleni, Pica, Măguri, Răcătău, Beliș și în etapa a doua, din luna iulie, Râșca, Dealul Mare, Lăpuștești, Mănăstireni, Rusești și Mărișel. Mai există o etapă oarecum intermediară pentru o linie specială, i-aș putea spune liniei culturii maghiare din Săvădistla, Mănăstireni și Sâncrai. Tocmai am fost la Sâncrai, vreau să vă spun, suntem încântați de primirea care am avut-o acolo și de deschiderea oamenilor pentru acest proiect. Într-adevăr, proiectele de acest fel se înscriu pe linia salvgardării culturii tradiționale. Este un termen acesta oarecum primit cadou, să-i spun așa, de la UNESCO, pentru că UNESCO este o autoritate culturală supremă care se ocupă, într-adevăr, de tradițiile și obiceiurile popoarelor lumii. Legislația românească a preluat și ea această terminologie și vreau să vă spun că, datorită unor fonduri AFCN, noi avem bucuria de a desfășura acest proiect, așa cum l-a prezentat, pe întreg parcursul anului, din luna iunie și până în noiembrie, când vom prezenta rezultatele finale despre care o să vă spun care sunt ele. Doamna Irimieș, astfel de cercetări se fac de 100 de ani, mai găsiți lucruri noi? Așa este, ați pus o întrebare extraordinar de bună și vreau să mă alătur și eu colegilor mei care sunt pe teren acum. Cercetare se face de multă vreme, însă zona montană a județului Cluj va fi reprezentată pentru prima dată într-un proiect complex de cercetare și valorificare a patrimoniului tradițional specific zonei de munte. Așa cum ați aflat și de la domnul profesor Mircea Câmpeanu, vom face prospectarea teritoriului, care are obiect cercetarea folclorului literar, muzical și coreografic. Ocupații, meșteșuguri, unelte vechi din gospodării, până le mai avem, norme de conviețuire, grai, straie populare, cultură etnică și antropologie culturală. Zona montană a județului Cluj, respectiv, așa cum spunea și domnul profesor, munții Vlădeasa, Gilău, dețin un tezaur de civilizație bine conservată, unde avem bucuria să spunem tuturor și să scoatem la lumină faptul că se mai păstrează obiceiuri precum colindatul cetei junilor de la Mărișel. Acest obicei este inclus în patrimoniul UNESCO, despre care vă vorbea și domnul profesor.
șezătorile sau habele, cum se spune în zona de munte, jocul satului sau conacul de la Marișel. Apoi vom avea și rezultate care se vor valorifica prin producții culturale, cum ar fi un film documentar care va promova individualitatea etnologică a arealului cercetat, un material cu cântece instrumentale din zona de munte, valorificat printr-un CD, expoziții, vernisaje cu fotografii, reconstituirea obiceiurilor tradiționale prin directa implicare a comunităților. Vom avea și un volum tipărit dedicat culturii tradiționale din această zonă. Pentru noi, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Cluj, instituție care iată își desfășoară activitatea cu sprijinul Consiliului Județean Cluj, este o mândrie pentru că anul 2020, care pentru cultură, pentru zona aceasta a domeniului cultural este destul de greu încercat, noi suntem oarecum protejați pentru, tocmai din motivul pentru care scoatem la lumină aceste obiceiuri și ne putem dedica cu atâta dragoste și cu atâta respect acestui proiect, pe care sperăm noi să fie primit cu brațele deschise de copiii noștri, de toți cei care vor culege aceste roade peste ani și ani. Domnule profesor, mă întorc la dumneavoastră. Cum reacționează oamenii? Oamenii au, așa cum spuneam, o deschidere deosebită. Nu se întâmplă zilnic sau anual acest lucru în lumea lor. Vedeți, noastră, deși patrimoniul nostru cultural tradițional este bogat, dar este prezent într-o stare latentă. Ieșirea din această stare, desigur, îi face mai deschiși. Trecutul pe care îl amintesc, trecutul recent oarecum, în care poate și ei erau mai tineri, mai vioi, participau din plin la ceea ce însemna viața comunităților. Iată așadar că peste tot găsim oameni dispuși să ne ajute și într-adevăr să ne arate, să ne spună. Noi suntem pregătiți să luăm multe interviuri pe teren, să luăm foarte multe notițe, să facem foarte multe fotografii, pentru că vom avea în vedere și 3 expoziții permanente cu astfel de materiale pe care le vom lansa exact în zona de unde le-am preluat, deci în comunele în care am lucrat. Vreau să vă spun că au venit lângă noi partenerii foarte importanți, cărora trebuie să le mulțumim. Centrul Județean are mulți prieteni de această dată, iată Consiliul Județean Cluj, Biblioteca Județeană Octavian Goga Cluj-Napoca, Primăria Orașului Huiedin, Asociația Junii Vlădeței, alți colaboratori în proiect Asociația Culturală Mărișana, Muzeul Județean Mureș, Muzeul Etnografic al Transilvaniei Cluj, primăriile Mărișel, Râșca, Mănăstirei, Beiliș, Călătele, Zâncrai și câțiva cercetători specialiști din diferite domenii ale culturii tradiționale care au acceptat să participe la proiect. Desigur, materialul colectat va avea o deosebită valoare etnologică, etnografică, etnomuzicală și etnocoreologică și va reflecta cu mai multă claritate realitatea culturală contemporană din satele și comunele montane și submontane aparținătoare teritorială și administrativ județului nostru. O întrebam și pe doamna manager, astfel de cercetări, domnule profesor, se fac de multă vreme, mai găsiți lucruri noi? Nu, vreau să vă spun că cercetarea presupune multă răbdare. La o primă ieșire în teren s-ar putea să găsești ceva. La o a doua poți să-ți completezi datele. A treia oară vei fi surprins, probabil, că ai găsit cu ceva ce n-ai găsit în primele două. Deci cercetarea trebuie să se facă continuu, pentru că doar așa vei putea acumula materiale pentru arhivă și a completa, într-adevăr, toate informațiile
așa cum ar trebui să arate o arhivă într-adevăr profesională pe care, iată, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale a început să o realizeze deja de câțiva ani în urmă, atât fizic cât și electronic, și avem o bucurie mare să spunem că deja avem rezultate frumoase în arhiva electronică, ne putem mândri cu ele, le facem publice în aceste zile de pandemie care au existat și de stare de urgență, când lumea mai mult s-a îndreptat probabil atenția spre mediul online. Am făcut publice o grămadă de materiale zilnic, câte două, trei materiale din aceste arhive, spre bucuria celor care poate nu mai au timp să urce muntele sau, dacă o fac, nu au timp să vadă această față frumoasă a tradiției. Pentru că și în statele montane, să știți, multe lucruri s-au schimbat. S-au schimbat în bine. Vreau să vă spun că am văzut atâtea drumuri asfaltate. Sunt casele, deja capătă culoare, se renovează foarte mult. Probabil că în sfârșit oamenii și-au revenit oarecum, dându-și seama că viața acolo e foarte, e cu totul alta, e mult mai mult oxigen acolo, e mult mai multă liniște, e mai puțin stres. Satul își recapătă încrederea oamenilor, cetățenilor. Probabil că și tradițiile vor avea valoarea lor atâta vreme cât, vreau să vă spun, că sigur ele se găsesc mai puțin, dar insistând vreau să vă spun că de fiecare dată se găsește ceva. Fiecare om îți spune ceva din care trebuie să știi să extragi esența. Și nu mai există terminul, nu mai este nimic. Eu exclud acest termen pentru că lucrez de 15 ani cu terenul și vreau să vă spun că de fiecare dată ceva mă bucură. Ceva mai adăugăm, desigur. E o bucurie. Patrimoniul nostru, să știți că este foarte bogat. În sfârșit, trăim și vremurile punerii lui în sertare și pe rafturi. Iată, în acea carte despre care vorbea doamna manager Adriana Isneș, un volum care se va numi Cultura Tradițională din județul Cluj, zona submontană și montană, așa, o realizare a unui album muzical. Vreau să vă spun că de multă vreme amestecul de muzici duce la ideea că nu mai avem, dar, bineînțeles, din nou răbdare, pentru că am descoperit până acum patru volume pe care le-am editat deja, acesta va fi al patrulea, cu muzică numai din zona montană. Deci, n-aș crede că este puțin din acest punct de vedere. Iarăși, un film cu obiceiuri ne-am propus în proiect, deși ne-am aventurat puțin, dar totuși mergeam pe principiul a ceea ce cunoaștem, că vom putea reconstitui trei obiceiuri acolo în munte. Vreau să vă spun că deja putem reconstitui patru, și pentru că în 24 iunie vom merge în munte, la Măguri, Răcătău, sus de tot, în Măguri, vom reconstitui obiceiul sânzienelor exact în ziua de sânziene. Și vreau să vă spun, sunt atâtea obiceiuri frumoase, celelalte pe care nu le mai știm. Este și obiceiul de ghicit a viitorului fetelor de măritiș, cu ghicitul sublit. Este ceva foarte interesant și drăguț și vesel, dar și obiceiuri mai serioase de comunitate, precum este într-adevăr jocul tradițional și șezătoarea acele vestite habe, unde satul se aduna pentru a comunica. De fapt, asta era într-adevăr și pentru a lucra, dar comunicarea între membrii comunității era foarte importantă, pentru că erau foarte apropiați. Poate de cele mai multe erau și neamuri, dar iată că comunitatea era în toate felurile împreună. Și la bine, și la greu, și la muncă, și la sărbătoare. Și sunt foarte multe lucruri de vorbit despre satul românesc.
Mă întorc la doamna manager, Adriana Irimieș. Vorbeați de aceste reconstituiri, iată, erau 3 programate, vor fi 4, dar în ce măsură astfel de obiceiuri se mai păstrează în mod spontan? În ce măsură se mai întâmplă în mod natural, tradițional și nu, să zicem, doar la unele evenimente gen fiii satului sau uneori, să spunem așa, ca să fie păstrate? În ce măsură ele se mai întâmplă și spontan, natural, firesc? O să fim cu toții surprinși despre faptul că de fiecare dată când echipa de cercetare merge pe teren, o să găsim oameni deschiși care, chiar dacă acum nu se mai practică aceste ritualuri, sunt oameni în vârstă care sunt foarte interesați să transmită mai departe tinerilor și celor care sunt interesați de a cerceta toate aceste frumoase obiceiuri și le redau cu atâta drag în proiectele pe care noi le desfășurăm. Însă, avem și câteva care încă își au bine rădăcinat existența, cum ar fi colindatul cetei junilor de la Mărișel și avem și colindatul cetei junilor de la Măguri Crăcătău. Șezătorile, de exemplu, sau habele se mai fac în grupuri mici în județ. Important este că se fac și avem ansamblu Mărișana, unde am găsit o comunitate de oameni deschiși pentru a păstra și a valorifica mai departe, peste ani, obiceiul habei și obiceiul jocului. Acum, noi ne străduim din tot sufletul să prindem tot ceea ce mai găsim ca și tezauri cultural în fiecare zonă a județului. De aceea, în calitate de manager, împreună cu echipa de cercetare, am accesat acest proiect care este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Am accesat această sumă de aproape 100.000 de lei, fonduri nerambursabile, pentru a valorifica și a pune la loc de cinste tot ceea ce județul Cluj are în zona montană. Tot în calitate de manager vreau să vă mai spun că avem și alte proiecte pentru anul 2021. Sperăm că această perioadă de grea încercare, cum vă spuneam, pentru țară și pentru lume, ne va permite să desfășurăm un proiect și în partea cealaltă a județului Cluj, să mergem pe Valea Someșului, unde, de asemenea, să depunem un proiect să atragem fonduri cât mai multe pentru această instituție, tocmai pentru a conserva și a prinde din fiecare, cum s-ar spune, ultimul tren din cultura tradițională, să nu piară aceste frumoase tradiții, aceste frumoase obiceiuri. Iar eu sunt foarte bucuroasă pentru faptul că am găsit o echipă de cercetare extraordinară, dedicată și care pun mult suflet în tot ceea ce fac, în păstrarea și culegerea a tot ceea ce înseamnă cultura tradițională din județ. Domnule profesor, cum verificați autenticitatea? Pentru că bunicii de astăzi nu mai sunt bunicii de acum 40-50 de ani. Ei sunt mult mai influențați de ceea ce aud la radio, de muzica pe care o ascultă. Cumva nu mai sunt acele cântece păstrate, să spunem așa, din gură în gură. Cum verificați autenticitatea lor și vă asigurați că n-au fost preluate, să spunem așa? Deci vreau să vă spun că nu întâmplător în echipa noastră se găsesc specialiști pe toate domeniile culturii tradiționale. Tocmai de aceea competențele lor vor fi cele care până la urmă vor decide selecțiile. Vreau să vă spun că neavând la centrul nostru pe parte materială angajat, am apelat la cei care lucrează la muzee, deci care într-adevăr se pricep foarte bine la categoria patrimoniu material.
Pe categoria patrimoniului imaterial, iată, putem spune că avem în echipă și etnologi foarte bine pregătiți. Poate ar trebui să-l amintesc aici pe doctorul Răzvan Roșu, care și-a luat doctoratul la Viena, și nu întâmplător originile sale sunt din Mărișel, deci a crescut de mic aici, în zona aceasta. Trebuie să vorbesc aici despre doctorul Albineț Constantin, care este un bun istoric, despre doctorul Marc Dorel, care se pricepe foarte bine la meșteșuguri de lemn și la ceea ce înseamnă construcții. Vreau să o numesc pe doamna Laura Pop, doctor în tehnica de țesături și mă rog, probleme poate mai mult feminine aici, într-adevăr, dar care s-au specializat exact pe acest domeniu. În ce mă privește, oarecum, competențele mele în domeniul muzical, care nu sunt doar teoretice, vreau să vă spun că eu am practicat muzicile populare mai mult de 30 de ani de zile, fiind și angajat al filarmonicii la orchestrei profesioniste, unde am învățat foarte bine ce înseamnă specificul montan sau cel de la câmpie, de pe fiecare vale în parte, și mă refer aici la Valea Frișului, cum și la Valea Rieșului, sau la Valea Someșului, sau la, iată, Valea Nadășului, dacă doriți. Există caracteristici pentru fiecare muzică, există caracteristici pentru de coloristică, dacă vreți, pentru fiecare costum, există caracteristici de desen și simbolistică pentru, poate și pentru țesăturile de împodobit casa. Există un specific al construcțiilor din lemn, fiele a caselor de tip vechi. Deci aici nu mai putem vorbi de amatorism, ci doar de, sigur, trebuie să ne lăsăm oarecum și în grija celor pe care am dat, care își cunosc foarte bine domeniile. Aveți foarte multă dreptate. În muntele nostru, în apusenii noștri, a pătruns muzica populară bănățeană înainte încă de 1990. Și cunosc și motivele, pentru că am vorbit cu muzicanți de câte ori ne-am întâlnit și care îmi spuneau că pădurenii atunci invitau să le cânte la nunți pe cei din Banat. Da, Banatul are o muzică frumoasă, dar ei venind aici să cânte, nu cântau decât muzica lor. Și deci muzicanții noștri au fost nevoiți să învețe muzică bănățeană, pentru că deja erau obișnuiți localnici cu această muzică. Sigur, a fost un val trecător. Oamenii încep să-și revină, oamenii se duc la originile lor, încep să îngrijească fiecare obiect pe care îl mai au în casă. Să știți că au devenit foarte conștienți. Nu și-au aruncat coasta de cu care coseau iarba. Nu își mai aruncă oalele de lut sau așa, pentru că încep să se uite altfel la ele. Casele pătrânești nu se mai sunt cu atâta ușurență cum s-a întâmplat în anii dinainte. Astăzi, la mănăstirele, am aflat că nu mai există nicio casă veche de vânzare. Fiecare și-o ține pentru el, pentru copiii lui, pentru viitorul lui, pentru ceea ce înseamnă viitorul familiei lui. Iată așadar că începem să conștientizăm. Acesta este cuvântul. Și pentru aceasta, să știți că noi nu putem lucra singuri. Lucrăm în cu ajutorul oamenilor, cei care ne descoperă bogățiile acolo, cei care ne spun și ne dau informații importante, pentru care noi trebuie să le mulțumim, pentru că aflăm atâtea lucruri. Punem cap la cap informațiile pentru a da în sfârșit, ca să zic așa, a schița tot ceea ce înseamnă patrimoniul județului Cluj. Am început, într-adevăr, oarecum mai atent, așa, acum 5 ani, când am fost și în câmpie, cât puțin, și pe Valea Crișului, și pe Valea Someșului, dar acum începem, într-adevăr, să lucrăm profesional, pentru că, iată, s-ar putea să fie ultimele scripiri, dar atât cât trăiesc cei care cunosc și au trăit în timpurile în care încă obiceiurile și legile nescrise, moștenite din bătrâni, au funcționat, sigur că ne dorim să mai ajungem și să căpătăm informații prețioase.
Doamna manager, cum să mai transmit aceste tradiții? Mai transmit bunicii la nepoți? Sunt profesori pasionați, mai ales în mediul rural, care vor să țină tradițiile în viață? Au și ansamblurile profesioniste și cele de amatori un rol în acest sens? Da, este iarăși o întrebare extraordinar de prețioasă. Desigur, există interpreți care țin foarte mult la calitatea activității dumnealor și colindă satele sau preiau de la bunici acolo unde mai găsesc horile tradiționale vechi din județul Cluj. La ansambluri de asemenea, există oameni împătimiți în a nu denatura jocul tradițional din județul nostru și nu numai, însă în sprijinul acestora venim noi, cei care avem datoria de a-i proteja și de a-i susține. Derulăm proiecte, acum chiar în acest moment, proiectele, mare parte din ele, datorită perioadei pe care o traversăm, sunt puțin oprite, însă așteptăm cu brațele deschise să derulăm proiectele așa cum am început, în toate colțurile din județ, în zona de munte, în zona de câmpie. Mai exact, organizăm în parteneriat cu asociații culturale și cu oameni de cultură din județ diverse activități cultural-artistice de transmitere și de insuflarea dragostei pentru folclor, pentru tradiție, pentru obiceiuri, prin diverse concursuri, expoziții și multe alte evenimente conform fiecarei vârste. Cum ar fi? De exemplu, participăm la concursuri de joc tradițional în care tineri din județul Cluj, pe categorii de vârstă, participă în concursuri. De obicei, în juriu, așa cum spunea și domnul profesor Mircea Câmpianu, intră specialiștii, pentru că atunci când lucrezi cu specialiști, nu dai greș și punem mare accent pe colaborarea noastră cu specialiștii care duc inclusiv în proiectele culturale, în școli, tot ceea ce înseamnă frumos. L-ați întrebat pe domnul profesor mai înainte dacă găsiți, dacă se găsesc oameni doritori pentru așa, pentru acest domeniu. Și da, sunt. Chiar am observat o mare dedicare și o mare implicare a publicului spre calitate, spre tradițional. Eu cred că publicul s-a cam săturat de tot ceea ce înseamnă depărtarea de tradiție. Doresc și dumnealor să audă o horă veche, trăgănată, să vadă un joc tradițional de la munce, nu așa cum spunea domnul profesor, invadat de alte zone folclorice ale țării, adică tot ceea ce este frumos și pur în fiecare colțișor din acest județ. Adică a trecut vremea etnoului și a prelucrărilor, vreți să spuneți, care invadaseră piața în deceniul trecut. Doresc să vă mulțumesc pentru deschiderea pe care TVR Cluj o are în ceea ce privește calitatea. Calitatea atunci ce înseamnă frumos, tradițional, cultural, deoarece aici și mass media, televiziune, toate canalele de comunicare au un rol foarte important în educația, a ceea ce înseamnă generațiile ce vor veni după noi. Dacă noi vom arăta și insufla copiilor tot ceea ce este frumos, pur, tradițional românesc, tot ceea ce poporul nostru ne-a lăsat, străbunii noștri, cu atâta dăruire, noi le insuflăm, le arătăm în programe culturale, de știri, de emisiuni, de televiziune, radio și așa mai departe, bineînțeles că peste ani vom găsi și roade. Asta ne dorim și noi, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, să aducem în fața telespectatorilor tot ceea ce este frumos și pur din esența neamului românesc și din satul care
este oarecum lăsat de izbeliște. Însă am pornit pe acest drum cu atâta drag încât împreună cu echipa de cercetare și toți colegii de la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, cu siguranță vom răzbi, pentru că a venit vremea în care fiecare dintre noi nu ne vom mai risipi timpul oricum, ci gustând și savurând calitatea culturii tradiționale, calitatea folclorului, calitatea obiceiurilor de la sat. Și vă mulțumesc din tot sufletul pentru faptul că ne sunteți alături în promovare. Vă mulțumesc și eu foarte mult, doamna manager, domnule profesor, mult succes în acest proiect. După o scurtă pauză, mergem în Maramureș. Mergem acum în nordul țării, unde vorbim cu Monica Mare, director la Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș. Bună ziua! V-ați redeschis de curând. În ce condiții poate fi vizitat acum muzeul? Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Muzeul poate fi vizitat respectând condițiile de siguranță, cele care sunt în vigoare pentru toate instituțiile de cultură. Respectiv, muzeul în aer liber, la intrare, atunci când vizitatorul se îndreaptă pentru a-și achiziționa biletul, va fi verificat, va putea să se dezinfecteze la punctul special amenajat. Sunt panouri informative care informează asupra respectării distanței și a normelor de siguranță. Va fi măsurată temperatura cu un termometru digital și în muzeul în aer liber este mai simplu. Să spun așa, ca să respectăm aceste măsuri de siguranță. Ați avut vizitatori în această perioadă de la deschidere? Da, am deschis de o lună de zile, respectiv în 18 mai, chiar de Ziua Internațională a Muzeelor, și până astăzi avem aproximativ 600 de vizitatori. Ați avut comparativ și surprize. Cu anul trecut este puțin. Sigur că da, pandemia a influențat toate instituțiile de cultură, dar ați avut și surprize pentru cei care v-au trecut pragul. Casa de la Firiza, care a fost renovată, dacă ne puteți spune câteva cuvinte despre ea? Da, noi în toată această perioadă de două luni în care muzeul nostru a fost închis pentru vizitare, ne-am pregătit pentru întâlnirea cu vizitatorii, am restaurat mai multe obiective, între care și acoperișul de la această casă, Firiza, care este chiar la intrarea în muzeul nostru. Am mai restaurat un acoperiș cu draniță de la un găbănaș mai vechi, unul dintre cele mai frumoase găbănașe pe care le avem. Noi avem 70 de obiective de arhitectură populară, păstrăm aici în muzeul în aer liber și, de asemenea, o dorință noastră mai veche s-a îndeplinit în această perioadă, un punct de informare frumos, monumental, după modelul porților maramureșene, îi așteaptă pe turiști în zona de intrare, în zona casei de bilete, unde se pot informa asupra a ceea ce înseamnă muzeul nostru, o hartă a muzeului în aer liber, dar și a zonelor etnografice ale Maramureșului. Ați desfășurat în această perioadă și activități online și vedem chiar acum unul dintre exponatele promovate în mediul online. Da, așa este. Colegii noștri au încercat să țină aproape de vizitatorii noștri, de cei care ne urmăresc activitatea și să nu simtă oarecum lipsa noastră. Am încercat să ieșim aproape în fiecare zi cu câte ceva, atât despre obiectele noastre, cu povestea celor care se află în patrimoniul nostru,
cât și cu activități mai inedite. Am continuat atelierele de lectură pentru copii, pentru că în perioada anului școlar noi avem mai multe feluri de ateliere când copiii pot veni în spațiul nostru și acum ei fiind, traversând și ei o perioadă mai grea, am zis să nu ne despărțim de ei și să venim noi în sprijinul lor ca să-i ajutăm să treacă mai ușor peste această perioadă. Apoi am desfășurat chiar și expoziții online de Ziua Națională a Costumului Tradițional din România. Am realizat o foarte frumoasă expoziție, am scos din lada zezestre a muzeului, unde păstrăm bunuri culturale din tot Maramureșul, am scos și am realizat o inedită expoziție pe care am promovat-o în mediul virtual, iar acum se poate vizita la sediul muzeului nostru, în clădirea pavilionară, unde este și expoziția de bază. Pentru că muzeul nostru are două locații, să spun așa, muzeul în aer liber, ele sunt foarte aproape una de cealaltă, și clădirea pavilionară, unde avem expoziția de bază și depozitele. În ce măsură reușiți să mai găsiți obiecte autentice și să le achiziționați? Mai găsim, doar că sunt limitate sumele pe care le putem folosi noi pentru achiziții, dar am făcut apel la cei care doresc să facă și donații. Astfel, în 2018 ne-am bucurat să primim o donație foarte importantă, un covor de o vârstă cu unirea, și am și achiziționat unele lucruri, unele obiecte. În 2018 o fierărie pe care acum o montăm aici la noi în satul de pe deal, o fierărie din localitatea Giulești, care era între ultimele fierării funcționale, să spun așa, din zonă și care avea un inventar de aproximativ 100 de piese. Și la aceasta lucrăm acum să poată fi vizitată la noi aici în muzeu. Mai sunt un Maramureș casă pe care mergeți, le vedeți și spuneți, wow, casa asta ar arăta foarte bine în muzeul nostru. Mai sunt, sigur, acum avem oarecum o concurență, dar e bine că se salvează multe din casele tradiționale, chiar dacă li se dă o destinație turistică, asta este bine, pentru că ele nu sunt puse pe foc, așa cum au, sau nu iau drumul exportului, așa cum se întâmpla. Și chiar anul trecut am descoperit împreună cu reprezentanții Direcției de Cultură o casă frumoasă care am spus, da, wow, merită să fie adusă la noi în muzeu și suntem în tratative, să spun așa, cu proprietarul pentru a o cumpăra. Este o casă din localitatea Cărbunar, din zona Chioar, mai deosebită prin faptul că stâlpii sunt bigeminați și sunt mai deosebiți, au semnificații deosebite. După decenii ale gresiei și chiar a inoxului, se mai întorc oamenii la arhitectura tradițională? Da, și este o bucurie. Consiliul Județean Maramureș, forul nostru superior, a avut în derulare anul trecut și pe parcursul a 2 ani, dacă nu mă înșel, un proiect inedit de a face niște proiecte și a le da gratuit celor care doresc să respecte, să construiască case noi și să respecte arhitectura tradițională. Nu avem pretenția de a locui în aceleași condiții în care au locuit oamenii acum 100 de ani, dar putem, pentru a stopa această invazie a chiciului în Maramureș, putem oferi modele de bună practică. Și aceste modele, aceste proiecte care se oferă gratuit, sunt 11 sau 12 proiecte care se găsesc la Consiliul Județean și pe site-ul instituției, oamenii le pot lua și să construiască mai bine și să păstrăm acest stil pentru care suntem cunoscuți în lume. Turiștii nu vin să vadă inox și porți de fier forjat, ci vin să vadă Maramureșul acela autentic pe care îl promovăm. Dar, din păcate, în multe locuri nu-l mai găsim. Deci, practic, cine alege să-și construiască o casă tradițională poate să facă o economie importantă, pentru că proiectul unei case e cam 10% din valoarea finală, să spunem așa. Dacă aleg să-și construiască o casă tradițională, fac și o economie importantă și plus că vor păstra, să spunem așa, arhitectura locală. Da, așa este. Chiar dacă e muzeul satului, trebuie să fiți, să spunem așa, în rând cu timpurile și am înțeles că veți introduce plata cu cardul cât de curând pentru vizitatori și în contextul pandemiei, pentru că banii erau considerați un vector, să spunem așa, pentru virus.
Așa este, pregătim noi surprize, trebuie să ne aliniem și noi și cerințelor și necesității, dar și pentru ca fi o instituție modernă, peste tot în lume se practică plata cu cardul, la noi un pic birocrația este mai complicată, dar în ultima perioadă am reușit să facem demersurile, suntem pe ultima 100 de metri, am semnat deja contractul și vizitatorii noștri vor putea beneficia și de acest serviciu alături de Wi-Fi gratuit, că acum nicăieri nu poți să mergi fără să te conectezi și în plus cei care ne vor trece pragul la obiectivele pe care le vizitează vor putea scana cu telefonul mobil un QR code pentru a găsi informații suplimentare pe site-ul instituției noastre. Vă pregătiți și pentru mai multe evenimente în perioada următoare, Ziua Iei și evenimentul Mândrie Maramureșeană. Ce ne puteți spune despre ele? Da, pregătim pentru data de 24, când sunt sânzienele și în ultima vreme sărbătorim și Ziua Universală a ei, pregătim și o expoziție numită Chipuri și Cămeși, în colaborare cu artistul fotograf Gabriel Motica. Iar pentru evenimentul Mândrie Maramureșană, desfășurat în 26-28 iunie, avem un parteneriat cu un ONG, care de 5 ani încoace împreună cu noi face acest eveniment. În anul acesta va fi un pic mai diferit, pentru că este primul eveniment pe care îl desfășurăm sau încercăm să desfășurăm în condițiile date, cu respectarea distanței, cu maxim 500 de persoane, în condițiile în care noi aveam mii de vizitatori sau de turiști la astfel de evenimente. Va fi o încercare. Sperăm să-l ducem la bun sfârșit. Se va desfășura pe parcursul a 3 zile și cu voluntarii care vor fi implicați în acest proiect vom încerca și publicul sperăm că va înțelege că trebuie să respecte măsurile care se vor impune. Triajul respectiv, dirijarea spre locurile unde se desfășoară evenimentul și venirea la ore diferite, să spun așa, pentru a putea da șansa cât mai multor doritori să vină aici la noi. Pentru că totuși spațiul este limitat și dacă este limitat numărul de participanți, să putem respecta distanțarea. Evenimentele vor putea fi urmărite și online? Nu ne-am gândit la asta. Probabil că unele dintre concerte, să spun așa, poate că vor fi transmise. Trebuie să mai avem discuții cu organizatorii, pentru că încă nu este 15 iunie, nici nu știam foarte bine ce măsuri va trebui să respectăm și de aceea nu ne-am aventurat foarte departe, dar probabil că vom face și acest lucru. Muzeul nu înseamnă doar expunere, prezentare, înseamnă și cercetare și aveți în curs o cercetare a efectelor pe care le-a avut această perioadă a pandemiei asupra locuitorilor din Maramureș, atât din mediul rural cât și din mediul urban. Ce ne puteți spune despre acest studiu? Așa este, colegii mei muzeografi au venit cu această idee. Noi, petrecând aici împreună mai mult timp, pentru că în perioada aceea de 2 luni noi nu am închis muzeul, având spațiu suficient pentru ca toți să-și poată desfășura activitatea în siguranță și discutând s-a ivit această idee și am zis hai să facem cercetarea asta pentru că acum este momentul, informațiile sunt încă proaspete. Colegii mei au ieșit pe teren, în târguri în special și în piețe, pentru că acolo oamenii sunt din toate categoriile sociale și ca vârstă, ca să putem avea un eșantion cât mai larg. Am întreprins o cercetare atât sociologică cât și etnografică. Datele sunt în curs de analiză. Încă mai avem de ajuns în Maramureșul istoric. Am reușit să ajungem doar pe zona de Lăpuș și aici în Baia Mare și pe Codru. Deci ne-a rămas Maramureșul istoric și după aceea vom trage concluziile. Dar rezultatele vor fi interesante, pentru că un astfel de eveniment, să zic așa, nu s-a întâmplat poate de 100 de ani și oamenii reacționează. Am primit tot felul de răspunsuri, unele mai hazli, altele mai profunde și se va scrie și o lucrare, vor și publica rezultatele acestei cercetări colegii noștri. Dar așa în mare, care au fost reacțiile oamenilor cu care ați interacționat și cărora le-ați pus aceste întrebări? Unii au fost mai afectați, dar oamenii de la țară în special au luat lucrurile un pic mai, cum să spun așa, mai ușor și au zis atât pentru faptul că n-au putut merge la biserică a fost pentru ei mai dureros, să spun așa, pentru că erau obișnuiți cu acel ritual. Dar în rest ei și-au văzut de viața de zi cu zi și spuneau, dacă nu ne-am fi uitat la televizor, nici n-am fi știut că există acest virus sau ce-o fi denumeau în toate felurile.
Și practic n-au putut să-și vândă produsele în piață, iar așa a fost un factor care i-a afectat copiii în special și asupra lor ne-am axat. Ei au simțit un pic lucrul acesta, mai ales faptul că școala s-a întrerupt brusc și copiii din clasele terminale, generațiile de absolvenți 2020, au fost lipsiți de acele ceremonii cu care erau obișnuiți și chiar dacă pe moment poate că nu-și dau seama în timp, aceasta va avea efect asupra lor și nu-și vor putea aminti de acel gaudeamus, de ceea ce făceau în mod obișnuit. Cum vedeți continuarea activității în contextul pandemiei? Vă veți orienta mai mult și spre online sau sperați într-o ridicare a măsurilor? Noi continuăm și înainte am mers și pe mediul online. Chiar la sfârșitul anului trecut am realizat o parte din turul virtual al instituției, tocmai pentru că eu sunt pentru a promova instituția și în acest mod și pe paginile de socializare. Încercăm să ieșim zilnic cu câte o informație sau măcar cu un salut din partea instituției noastre pentru cei care ne urmăresc. Dar este necesară și reluarea activității aici, să aducem publicul așa cum obișnuiam, cu acele ateliere. Pe perioada vacanței noi aveam ateliere de vacanță pentru copii, avem teatru la șură pe perioada verii și multe alte târguri de meșteri și multe alte activități. Și ne este dor să vedem iarăși curtea noastră plină de culoare, de sunet, de muzică. Nu se exclu cele două variante, ci se completează reciproc. În varianta în care măsurile se vor relaxa, să înțelegem că vom putea avea parte de astfel de evenimente, poate spre sfârșitul lui iulie, începutul lui august? Cu siguranță. Vom începe cu acest eveniment pe care l-am pomenit, Mândrie Maramureșană, și vom vedea cum este pregătit publicul. Noi mai avem un proiect frumos pe care l-am desfășurat în ultimii 3 ani. Avem o locație, Teatrul de Vară, în spatele clădirii pavilionare, care este singurul teatru în aer liber din oraș. Și acolo încercăm să dăm viață și acestui spațiu și acolo este potrivit să putem desfășura și festivaluri mai mari. Permite o capacitate cu respectarea distanțării de vreo 300 de oameni, 300-350, și acolo am avut solicitări și pentru continuarea proiectului Cinematograf în aer liber, Povești sub stele. Avem prima proiecție 19 iunie, vom vedea cum răspunde publicul în funcție de cum își vor dori și cum vor participa la evenimentele pe care le pregătim, vom ști ce este necesar să pregătim și mai departe. Dar așteptăm cu drag să putem să le oferim ca odinioară activitățile cu care i-am obișnuit. Vă mulțumesc foarte mult! A fost alături de noi doamna Monica Mare, director la Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară din Maramureș. Iar la final o să urmărim un fragment dintr-un interviu acordat de conferențiar universitar Șerban Turcuș de la Facultatea de Istorie și Filozofie a Universității Babeș-Bolyai. Interviul integral îl puteți urmări astăzi în cadrul programului actual regional, începând cu ora 18:30, în cadrul seriei Trianon Centenar. O zi bună, la revedere! În acest context foarte complicat și complex totodată al finalizării primului război mondial, al încheierii acestui război, al disoluției monarhiei, statele succesorale, republici, Sfântul Scaun a încercat cumva să influențeze tratativele de pace de la Paris. S-a implicat și a trimis acolo, n-aș spune spion, dar în orice caz reprezentanți sau dacă nu a încercat să influențeze opinia publică prin intermediul ierarhiei catolice a locului? Da, tot ceea ce ați numărat noastră are cumva o realitate în fapte. Sfântul Scaun fiind un actor doar tolerat la această conferință de pace de la Versailles și la tratatele succesive care vor fi semnate, a fost, din punctul de vedere al diplomației internaționale, doar un actor tolerat. Pentru că astfel condiționase Italia. Neavând un statut juridic bine definit, Italia, atunci când a intrat în primul război mondial, a condiționat ca Sfântul Scaun, la finalul războiului, să nu poată participa la tratativele de pace în mod plenar, ca un actor cu titluri de pline. Italia însă, făcând parte din tabăra învingătorilor. Italia făcând parte din tabăra învingătorilor, evident, și având și o chestiune de rezolvat cu Imperiul Austro-Ungar pentru regiunile din nord, pentru Trentino-Alto Adige. Însă, Sfântul Scaun a fost tolerat și
a participat în mod subteran la toate tratativele prin intermediul unui rafinat diplomat, cel mai desăvârșit diplomat pe care l-a avut ei, Monsignorul Bonaventura Cereti, care a jucat rolul și de intermediar și de spion, dacă putem să spunem între ghilimele așa, Monsignorul acesta asigurând interfața dintre Secretariatul de Stat al Sfântului Scaun și marile puteri, inclusiv președintele Statelor Unite Woodrow Wilson.